Acum două săptămâni, într-o perioadă cu zile caniculare, de la apartamentul de la etajul 3 se simțea un miros extrem de puternic. Vecinii spun că nu se putea locui în asemenea condiții. Cea mai afectată era vecina de deasupra, de la etajul 4. Din 2017, de când a fost aleasă președintă și a crescut întâi, a avut crescătorie de câini, jandarmeria ne-a scăpat de ei, a venit, i-a luat mașina și a plecat. Și ne-a zis că uh, domn știe, ne-a zis că dacă nu ne plac câinii, ne va aduce pisici. Și a adus pisici. La asociație nu am găsit pe cineva care să ne dea explicații. Asociația de proprietari anul 1848 are aici sediul, după cum vedeți, este închis. Nu este nimeni uh, ca să dea explicații despre situația care trenează de ani de zile în blocul scara 1. Din cauza mirosurilor viața oamenilor era afectată. Mirosul este de la etajul 3, de la început, de când avem am... Crescătorie de pisici, acum că am avut de câini. <laughs> Suntem bogați. Nepoata mea este studentă la medicină în anul 2 și n-a putut, stă cu chirie în Lăpuș, pentru că n-a putut să stea aici din cauza mirosului de pisici. Au apelat la instituții pentru a găsi o soluție. N-a venit nimeni, să știți. Am anunțat și asociația de locatari. Am făcut la DSP, am făcut la poliție. La primărie am făcut numeroase... Uh, sesizări. Și toate m-au trimis la DSP. Direcția de Sănătate Publică Dolj a luat măsuri după ce echipa de la Inspecția Sanitară de Stat a verificat situația la fața locului. După mai multe parlamentări am avut acces la, la înlocuință. S-a constatat într-adevăr o mizerie deosebită. Conform procedurii i s-a dat termen persoanei respective ca să rezolve, să facă igienizarea. După uh, termenul respectiv la recontrol, nu făcuse igienizarea, s-a aplicat amendă. Uh, amendă în, în aceste situații între 1500 și 3000 de lei. La două săptămâni, când am mers prima dată la apartamentul cu pricina și am început să vorbim cu diverse instituții ale statului pentru a afla cine are atribuții, am mers iar în scara de bloc cu pricina. Când am venit acum două săptămâni aici, mirosul era insuportabil. Astăzi se poate sta. Atunci nu am găsit pe nimeni la asociație, dar până la urmă am reușit să obținem un punct de vedere al persoanei care deține apartamentul respectiv și care este totodată și președinta asociației de locatari. Câteva săptămâni am fost plecată și am lăsat ungul noi și mopul lângă ușă, da? Puteți să verificați pentru că. Eu chiar n-am trecut zilele trecute, am ajuns acasă și am remediat această situație. Și am mai făcut un lucru greșeală, am închis geamurile. Persoana reclamată de-a lungul a ani spune că apartamentul va intra în renovare. Apartamentul int a intrat în renovare, deja se, se ridică parchetul, pentru că eu acolo am avut niște animăluțe. Se ridică parchetul, se scoate afară, se recondiționează ca să nu mai existe discuții, că miroase. Nu mai vreau, pentru că doamna care mă reclamă, deci m-a ajuns la exact sperare. Deci am dimineața la prânz și seara aceleași reclamații și toate dintr-o singură cauză că sunt președinta acestei asociații de proprietari. Cerasela Matei recunoaște că a crescut animale în apartament, dar spune că imobilul va intra în renovare și aici nu vor mai fi crescute alte animale și că nu va renunța la funcția de președinte a asociației de proprietari.